În cazul meu, a zice că da, pot să identific așa destul de precis momentul în care am început să fiu mai interesată de problemele de mediu, să zicem mai degrabă de mediul local, de mediul costier, și a fost momentul în care am început să colaborez cu Asociația Marea Nostrum în urmă cu mulți ani. Așa că pentru mine, da, este un moment pe care pot să-l identific ușor. De atunci am avut ocazia să lucrez în diferite direcții, și alături de Organizația Marea Nostrum, dar și alături de elevii Liceului Ovidius, pe tematici care plecau de la biodiversitatea marină spre schimbările climatice, dezvoltare durabilă și așa mai departe. Schimbarea este dificilă de fiecare dată, așa că e greu de spus ce inițiativă are ca rezultat și o schimbare reală. Întotdeauna cred că am încercat să pornesc de la schimbări mici, dar cele care să fie realizate frecvent, zilnic, astfel încât să creeze până la urmă o schimbare vizibilă, care să fie o schimbare pozitivă și care să ducă un pas mai departe în acțiunile legate de protecția mediului. Acum mi-ar fi greu să fac așa o clasificare a tipurilor de schimbări pe care le-am așteptat de-a lungul timpului. Până la urmă, cea mai importantă cred că este cea legată de modul în care oamenii, tinerii mai specific, se raportează la problemele de mediu și cât de mult cred că pot interveni în schimbarea mentalităților. Schimbările determinate de criza de mediu, cred că le vedem cu toții în fiecare zi și în fiecare moment. Din păcate, aceste schimbări au un impact din ce în ce mai mare și deseori probabil că mulți dintre noi se pot simți copleșiți de valul acesta de presiune generat de schimbările climatice. Mai cu seamă în momentul în care încercăm să înțelegem, așa mai în profunzime să spunem, care sunt cauzele și care sunt consecințele legate de diferite probleme de mediu, de exemplu de schimbările climatice. Cred că e foarte important să mergem spre originea reală a problemelor și să încercăm să decelăm între ce putem să facem noi personal, ce se poate face la nivel de societate, de grup, de organizație și așa mai departe. Până la urmă, de fiecare dată, impactul pe care simți că îl poți face cu adevărat este cel pe care îl adresezi direct, în măsura în care poți face schimbări personale pe care să le vadă și cei din jur. Cum spuneam, cele mai simple acțiuni sunt cele pe care reușim să le facem zi de zi. Până la urmă, utilizarea rațională a resurselor, fie că e vorba de energie, de apă, evitarea risipei alimentare, pentru că până la urmă și aceasta are mare legătură cu tot ce se întâmplă din punct de vedere climatic, sunt niște acțiuni pe care personal încerc să le realizez și încerc să nu uit de ele în fiecare zi. Și până la urmă, cred că se pot acumula așa într-o masă de acțiuni care să atingă nivelul critic și care chiar să producă o schimbare. Cum spuneam, din punct de vedere științific, este o tematică destul de provocatoare și de dificilă. Ca să pătrunzi așa în profunzimea datelor legate de cauzele schimbărilor climatice, e nevoie de ceva răbdare și de persistență în a găsi cu adevărat, din punct de vedere științific, ce se întâmplă. Probabil că o informație surprinzătoare este cea legată de modul în care efectivele din zootehnie, eu
informație nu neapărat puțin cunoscută, dar care poate n-are o legătură absolut directă. Deci efectivele din zootehnie pot influența emisiile de gaze cu efect de seră. Fiecare dintre noi are puterea de a încerca să schimbe ceva.